Salut! Am ceva de zis. Dacă de obicei eu iau conte scriptum. Cred că toată lumea e lămurită că Antena 3 trage tare contra lui Băsescu. Trag din toate unghiurile, de câte ori îl prim pe ăsta, îl trăznesc. Însă am o rezervă asupra posibilităților intelectuale. Fiindcă ținta lor, Băsescu, cu gurița lui, a spus un lucru, pe sticlă. Că are o boală pe hoți și asta nu se tratează. Antena 3 l-a citat, în repetate rânduri, dar nu i-a dus capul să atașeze ceva în continuare. Păi bine, băi, guguștucule, tu care ai boală pe hoți, frate tău, ce e? Tâmpiți. Fiți la Antena 3. Trec la body. Intrați pe link-ul ăla cu Mike. Hai, intrați. Ați intrat? Bun. Ați văzut? Bun. Despre ce-i vorba? A remarcat pelerinaje de astea la moaște, că moaște sunt multe în țara aici. Revine motivul pentru care ajung la moaște. Să mă ajute Dumnezeu. Și de-aia așa am intitulat și o însemnare asta. Să mă ajute Dumnezeu. Adevărul, așa din punct de vedere istoric, că sunt două variante, cel puțin eu cunosc două variante, ca să fii foarte rapid fericit. Una să mănânci o mâncare bună și a doua să o partidă de sex. Inclusiv maimuțele bonobo, am mai pomenit eu de ele, practică cu succes treaba asta. Iar romanii le ridicaseră la niște culmi. O spețele lor erau niște culmi de rafinament, mâncărurile sofisticate și după ce mâncau, până nu mai puteau, se duceau și cu o pană o băgau pe gură așa ca să verse, ca să poată mânca de nou. Zice boală veche asta. Demonstrația asta lui Mike vine ca o mânușe peste ce am mai spus eu de mai multe ori. E o teoria mea. Normal, pensionar. Fără studii în medicină și s-a pus să-i teorii. Eu consider că cât de cât stă bine la capitolul logică și bun simț. Și atunci pot să mă uit peste gard și la medici. Ce vreau să zic? Ați observat sloganurile astea care pe undeva arată mentalitatea. O reclamă la nu știu ce dracu și în concluzie o voce foarte plăcută de femeie spune: hai să mâncăm împreună! Păi e o socializare asta, mâncat împreună? Pentru ea, da. Sau e altă reclamă cu unul gras care arată ca un țăran și se comportă ca un țăran care cumpără nu știu ce de la Mac nu știu care și pe aia în vârful patului cu soția degustau. Și îți spune un lucru, e fericire în cerul gurii. Țăranul asta consideră că este o fericire. Să mănânci ceva gustos. Am cunoscut un țăran, culmea mergea mintea, cu care am vândut niște pământ. Și ca să ajungem la Gustavă Su, din județul Olt, m-a dus eu cu trenul până la București, am stat peste noapte la el și pe aia am plecat împreună la Gustavă Su,
că așa pronunță stoltenii. Bineînțeles, seara am mâncat împreună. Am fost invitatul lui. Și ăsta mă tot îmbia. Foarte belșugat era ce era pe masă acolo. Și eu ce guleam. Și la un moment dat, dar mai luați. M-am săturat. Faptul că erau alea foarte bune și gustoase nu însemna pentru mine. De ce? Mă săturasem. Și pe aia stau la o țigară. Și mi-a spus un lucru. Că se uită la mine, s-a uitat la mine cum mănânc. Și spune despre el. Eu mănânc cu plăcere, cu dragoste. Dar asta mâncați ca și când ați o obligație. Țăranul în mintea lui, Adă Țăran, a pus punctul pe ei. Eu nu mănânc, eu mă hrănesc. Exact ca o mașină. Mașina nu se alimentează de plăcere. N-are ce face, ea mai bagă mă 10 litri ca să fie bine. Nu, ca să poată ajunge până la următorul pecu. Așa și eu. Mă hrănesc ca să țină până la următoarea masă. Atât. Oricând, când termin de mâncat, aș putea să mai pun încă o dată tot ce am mâncat acolo, să mai mănânc tot. Că încape. De-aia, bă, că la vârstă mi se schimbă contorul. La greutate de foarte mulți ani, 67 de kilograme. Și acum unde vreau să ajung? Obezii. După mine sunt de două categorii. Prima categorie au ajuns obezi din cauza că a fost vreun organ defect, nu știu care, că nu mă pricep și nu sunt de meserie. Și din cauza organului a defect, ăsta a început să au devenit obezi. Nu mă bag în treaba asta. În schimb, e a doua categorie, care au mâncat ca porcii, și după au ajuns obez și normal că au început să le cedeze organele. Și au avut o felul de boi, de boli. Despre problema asta vreau ca să mă agăs puțin. Ce te împiedică ca să mănânci cât trebuie? Cât îți trebuie? Nimic. Însă tu trebuie să conștientizezi că trebuie să te oprești de mâncare. Cazul cu Mike. Nu medicii i-au pus lui ăsta un gât legău la stomac ca să... Că altfel le mânca așa, în prostie. Dar cum cu gât legău ăsta nu mai încăpea. Și el a conștientizat faptul că dă de dracu. De fapt, lui se puseze pata, că sau de tratase cu flit, o fată. Deci a avut o motivație. Și în câteva luni s-a reparat. Ce împiedică pe ăștia din a doua categorie să procedeze la fel? Nimic. Faptul că le lipsește motivația. Și nu sunt suficient de puternici în privința asta. Fac o paranteză. Problema alcoolului. Toți medicii zic, domne, dependența de alcool e grea, e tratament, chestii, reușite puțin. Eu cred că am peste 17 ani. 17? Da. Dacă nu mai beau alcool. Efectiv, în urma unei discuții. A râs nevastă mea de mine și a spus, bine dragă, dacă e așa, nu mai beau. Și n-am mai băut. E, unde dracu avem noi butonul ăsta de reset? Un reset hard, că resetează tot. Nu se știe. În concluzie, nu Dumnezeu trebuie să te ajute. Dumnezeu înseamnă că îl minimalizezi.
chiar stă sus acolo și are un fel de Big Brother ăsta cu camera de la vederi și se uită la tine că mănânci ca porcul și atunci zice, băi, să-l ajut pe ăsta să nu mai mănânce ca porcul. Soluția este... scuze. Soluția este în tine. Dar s-o cauți în tine. Nu s-o cauți afară. Să-ți lansezi sloganul ăla. Să mă ajute Dumnezeu. Și aici nici doctorii n-ajută. Când situația asta, când a luat unul razna de asta și cum era cazul lui Mike, nu e pe bază de pastile și am văzut o operație în care îi scoate la unul grăsimea. Au un fel de aspirator, îi bagă lui ăsta o țeavă sub piele și o mișcă la ca și când curăță sufrageria. Sau cu inelul ăla care ți-l strangulează stomacul. Medicii întâi trebuie să repare pe ăsta aici. Că după ce conștientizează sa problema care o are, se repară singur. Dar trebuie să conștientizeze. Și spuneam că medicii au niște blocaje. Recent discutam cu un medic, nu știu cum a venit discuția, printre altele am spus, zic, domnule, 16 ore pe zi, eu stau cu nasul în monitor. Puuu! Explodat ăla. Nu, nu e bine, strici ochii. O oră! Și după aia 10 minute pauză. O oră! Și 10 minute pauză. Dom'le, eu fac treaba asta de 16 ani. Cel puțin. Păi n-ar fi cazul să ducă dracu ochii. Și normal că au început să funcționeze mai prost, dar... Nu că medicii au zis și mi-i explică el tehnic. Deci la monitor e spotul ăla care balează așa și ăla-i dăunător și face... L-am lăsat, că eu respect medicii. Și pe aia am spus, cred că am vreo 9 ani de când n-am mai văzut un monitor cu spot. Ăsta cu afișaje digitală n-au spot. Da, dar și ăsta. Există vreo studiu făcut în domeniul ăsta? Nu, da, e dăunător. De ce? Bun. Mai jos am dat un link în care arăt ce mănânc eu într-o zi. E meniul meu de dimineața la prânz și seara. Explicație de rigoare. În niciun caz nu mă interesează să fac prozelis. Asta e soluția mea. Este adaptat. E bună pentru mine, cel puțin eu așa consider, și este cel mai important lucru ce consider eu. Dar să vedeți ca o curiozitate, că se poate trăi și așa. Nu trebuie să vă luați după mine. Eu am multe ciudățenii de ăsta care sunt numai bune pentru apartamentul 14. Scara A, jipilor 34, Răcădău, Brașov, România. Nu pentru alții. Cred că am spus ce aveam de spus. Da. Poate să înțelege ceva. Nu știu. Nu contează. Eu m-am rezumat să mă cănesc. Fiecare ia ce vrea. Toate bune! Am zâmbit.